Membrii autorității teritoriale de ordine publică ATOP Hunedoara, toți consilierii județeni și conducerea Consiliului Județean Hunedoara au donat bani pentru achiziționarea a două drug teste performante. Inițiativa a aparținut președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a primit o adresă de la ATOP, prin care se solicitau fonduri pentru astfel de dispozitive performante necesare polițiștilor de la rutieră. Problema acolo în județul Hunedoara și în rutieră în țară. Dar nu dorim ca județul Hunedoara să fim cruzași. Știm că se consumă droguri de copii, de fetele, sunt mereșite maturi care ei hotărăsc dacă vor sau nu vor. În județul Hunedoara nu avem dotat nici măcar un aparat de test pentru acest lucru. Și atunci, în ferice, pentru inițiativă, că domnul președinte a avut domnul Socaș, dar el nu știa că vine la nașul. Știți cum orice naș și are nașul. Vine la copie, la mine, din partea tot, ca noi, Consiliul de Țan, să cumpărăm un aparat de test, că trebuie. Eu sunt convins că trebuie. Și rezoluția mea pe aceea de a fost următoare. Toți membrii ATOP donează pe luna noiembrie indemnizația de la ATOP, la care nu erau bani suficienți și am spus că aceea sumă o donează și președintele Consiliului Județean și administratorul public. Și am strâns bani rapid pentru ATOP. ATOP este un organism cu rol pur consultativ, care există în fiecare județ și este format din 15 membri. Treaba acestora este ca din când în când să se așeze la aceeași masă și să discute despre siguranța publică din județ. Pentru fiecare ședință primesc o indemnizație în valoare de până la 20% din indemnizația președintelui Consiliului Județean. Asta înseamnă peste mai bine de 4.000 de lei pe ședință. Laurențiu Nistor i-a pus la punct, fără menajamente pe cei care nu au vrut să cotizeze indemnizația. Am înțeles cum ne-am comentat. Nu vreau să spun aici. Cei care au comentat și vă sunteți cumva umiliți când v-am luat banii ăștia, dați-vă demisia din ATOP. Că sunt alții care avea așa. Ba mai mult, tot la propunerea președintelui Laurențiu Nistor și consilierii județeni au devenit contributori la achiziționarea celui de-al doilea aparat drug test. De data aceasta n-a mai comentat nimeni. Chiar dacă aleșii județeni vor rămâne fără indemnizația de ședință exact în luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă. Un aparat nesuficient. Hai să facem rost și de-al doilea aparat. Și vă propun, domnul consilier, că s-a supărat vicepreședintele Țampă și vicepreședintele Părintele mă vede seama. Și atunci să nu se mai supără pe mine, consilierii județeni, împreună cu cei doi vicepreședinți, donați indemnizația pe luna decembrie și ne cumpărăm încă un aparat practic. Supun votul nostru, dacă e cineva împotrivă, se abține cineva, doamna director economic, cu care o să trece la deținerea banii.